Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne la doar două zile după ziua mondială împotriva fumatului. Noi însă vrem să recuperăm evenimentul, așa că ne aflăm astăzi în cabinetul doamnei dr. Gabriela Popovici. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit. Cea care și-a asumat răspunderea de a se implica în derularea acestui program Stop Fumatul la Roman. Doamna doctor, vorbim de câțiva ani buni despre încercarea dumneavoastră a medicilor pneumologi de a opri acest flagel care, din păcate, este un viciu tot mai des și la vârste cât mai fragil, de ceea ce este extrem de îngrijorător. Da, asta s-a constatat în ultimul timp și ne explicăm de ce spun acest lucru. Reducerea vârstei începutului fumatului. Deci din ce în ce mai mulți copii încep să fumeze și acest fapt, constatat și de Institutul Marius Nasta prin sondajele efectuate, s-a constatat că nu este bine și este logic acest fapt. Și din acest motiv, în această zi de 31 mai, se vorbește tot mai mult despre consumul de tutun, dar procurat prin mijloace ilicite. Și am să mă explic despre ce este vorba. Tare mult, deci, am impresia că asta e și tema anului. Da, este tema anului. În fiecare an, această zi de 31 mai, celebrează lupta împotriva fumatului sau să fie o zi fără fumat. În acest an se discută despre tutunul procurat prin contrabandă. În ce sens? Se trage un semnal de alarmă care este mare de această dată, pentru că dumneavoastră știți că în ultimii 10 ani tot mai mult s-a investit în această rețea de luptă împotriva fumatului. Și anume, legislația care s-a dat cu scoaterea fumatului din spitale, cu scoaterea din unitățile publice, din restaurante. De asemenea, banii care s-au investit pentru programul Stop Fumat, care este un program național, gratuit pentru pacienți, chiar dacă intrarea costă 100 de ron. De asemenea, scumpirea țigaretelor, pachetele cu poze care să impresioneze, reducând astfel apetitul consumului de tutun. Timbrarea pachetelor, toate au avut drept scop reducerea fumatului, venind astfel în sprijinul populației. Această abordare este deosebită în acest an, pentru că s-a constatat că în anul 2014 față de anul 2013 consumul de tutun ilicit sau, să spunem altfel, produs sau procurat prin contrabandă, a crescut cu 15%. De ce aprindem un bec, să spunem, sau atragem atenția asupra acestui consum de contrabandă, care, vedeți și la televizor, din ce în ce capătă amploare? Pentru că, în primul rând, au găsit mijloace din ce în ce mai sofisticate, da, și neașteptate. Cine afectează pe noi? Deci, nu ca medici, pentru mine ca medic, consumul de tutun, indiferent dacă este licit sau ilicit, efectele sale adverse asupra organismului sunt la fel. Dar, pentru ceilalți, pentru populație, procurarea unui tutun mai ieftin și mai ușor a făcut ca el să fie absorbit de o pătură tot mai vulnerabilă. Da, vulnerabilă și cu vârsta tot mai mică a populației. Deci mă refer la copii și la adolescenți care nu au bani și atunci banii puțini care iau își procură tutun în cantitate mai mare și faptul că este mai ieftin îl consumă în cantitate mai mare cu mai multă poftă. Și atunci efectele sunt mult mai puternice, chiar dacă nu imediat, dar la un număr mai redus de ani față de celălalt consum. Eu vreau să spun că noi nu luptăm ca și medici și spunem pacienților nu luați cu timbru sau fără timbru, sau de contrabandă sau nu de contrabandă. Pentru noi ca medici, ceea ce am spus și repet,
Efectele sunt aceleași, dar pentru populație și pentru ceea ce s-a investit, de fapt, pentru reducerea fumatului, s-a constatat o creștere a consumului de tutun în defavoarea populației tinere. Să nu uităm, mă scuzați, în lume cam 6 milioane de oameni mor pe an datorită consumului de tutun. 600 de mii de oameni mor datorită tutunului sau fumatului pasiv. Deci și fumatul pasiv are efectele sale negative. Deci dacă într-o familie cineva fumează activ, îi treaba lui. Dar pe lângă el și ceilalți membri ai familiei sunt intoxicați, având ala lung efectele adverse corespunzătoare. Mă interesează dacă tutunul intră în categoria drogurilor și care este gradul lui de risc, pentru că tutunul este un drog admis, dacă este drog, dacă poate fi considerat drog. În tutun. Deci, ce înseamnă tutun? Tutunul este planta cu frunzele respective care se usucă și din care se fac țigarete. Din tutun, nicotina este considerată drog. Și ea este drog la același nivel cu cafeaua. Practic, pe noi nu nicotina ne deranjează. Ea devine o boală, dependența de nicotină devine o boală și ea trebuie combătută, dar nu nicotina ca drog, pentru că ea are acțiune asupra glandei epifize, determină secreție în exces de hormoni ai plăcerii și totul este ok. Pe noi ca medici sau pacientul este afectat de fumul pe care îl inhalează odată cu arderea țigaretei. Acel fum conține foarte multe substanțe, dintre care cam 4.000 și ceva de substanțe, dintre care 44 sunt cancerigene. Și aceste substanțe se depun în plămâni, se depun în organism și ele, fie prin acțiunea lor mecanică, cum este în plămâni, determină cancerul pulmonar, fie prin acțiunea lor toxică, poate determina mai departe cancerul de buză, cancer gastric, cancer de vezică urinară, sunt foarte multe variabile sau variante proaste pentru organism. Cabinetul de pneumologie de la Roman a intrat, dacă mi-am amintesc eu bine, de vreo 7 ani în acest proiect. Da, noi suntem de 7 ani în acest proiect și zic eu că am avut succes. Suntem singurii în județul Neamț și suntem sub tutela Institutului de Pneumofiziologie Marius Nasta din București, făcând parte dintr-o rețea de tabacologie europeană. Deci, așa cum noi sfătuim pacienții sau modalitatea de administrare a medicației, așa o primește și la Roman, așa o primește și în orice oraș al Uniunii Europene. Programul acesta Stop Fumat, în care asigură gratuitatea medicației, este de foarte bun augur pentru pacienți. Pacientul plătește 100 de roni intrarea, deci 1.000.000, îi se taie chitanță, totul e în regulă, dar medicația este de 1.200 de roni și o primește gratuit. Per lună? Nu, per total. Per total. Tratamentul durează 2 luni, 3 luni, în funcție de evoluția pacientului. În cei 7 ani de activitate pe acest program, cam câți pacienți ați avut? Cam 600. Câți din ei au reușit cu adevărat să se... 90%. 90%. Da, oricând avem ce se întâmplă cu cei 10%? 10% sunt pacienții care nu cred în ceea ce le spunem noi și nu vor să renunțe la fumat, sau sunt cei care i-am pierdut pe traseu. Adică vreau să vă explic. Acordarea acestui tratament se face cu anumiți pași, după anumite rigori. Pacientul trebuie să le asculte cu sfințenie. Dacă ideea este așa, în prima săptămână pacientul poate fuma și ia și tratament. Îi explicăm principiul acțiunii, știe pacientul tot. Din a 8-a zi, obligator, este renunțarea la fumat. Dacă din a 8-a zi el nu renunță la fumat și continuă și ulterior, mai trage o țigară, mai ia o pastilă, atunci ăștia sunt fumători. Deci ei nu vor renunța și nu niciodată la fumat. Dar asta nu pentru că nu vor, nu pentru că nu pot, ci pentru că nu vor. Cei care din a 8-a zi renunță la fumat și iau medicația, 2 tablete pe zi, așa cum le explicăm noi, sunt cei din 95% pe care îi declarăm abstinenți la sfârșitul perioadei.
Mai sunt o serie de pacienți care vin, ne dau numărul de telefon, pentru că dacă pacientul nu vine când e programat, cu programare, vine din două în două săptămâni dacă nu vine, noi îl sunăm și întrebăm ce-i cu el, îl chemăm, umblăm. Dar sunt pacienți care, de exemplu, am avut o surpriză neplăcută, ne-a dat alt număr de telefon, un număr al unui prieten care când l-am sunat, habar n-aveam, dar pacientul a plecat cu medicația de aici și dispărut a fost. Din acest motiv, noi nu mai dăm, nu dăm toată medicația pe două luni. Deci, o cutie de medicație înseamnă două săptămâni. Și atunci îi chemăm din două săptămâni, vedem, stăm de vorbă. Dacă i-am dat toată medicația, riscul este să o dea la altul. Știți? Pacientul știe că e 12 milioane, o plasează la altul și a făcut o afacere. Și din cauza asta, noi nu prea mai avem încredere, pentru că de-a lungul timpului am avut fel de fel de situații. Vorbiți-mi un pic de fenomenul de sevraj, pentru că foarte mulți se plâng de acest sevraj care este cumplit, spun ei, ca și la consumul celorlalte droguri. Nu, sevrajul este ca o pisică care o vede un șoricel. Deci sevrajul, în această experiență mea de stop fumat, nu am avut niciun fenomen de sevraj. Niciun pacient nu a prezentat sevraj. Sevrajul ce înseamnă? Niște tulburări pe care pacientul le are, reprezentat de nervozitate, o agitație psihomotorie, fluturi în stomac, transpirații, o stare că nu-și găsește locul, da? Dar studiile arată că aceste fenomene, aceste simptome care nu sunt capitale, adică nu duc la moarte. Noi la asta ne gândim, măi, ăsta pățește să nu pățească ceva, să leșine, să-i facă rău, să aibă stop cardiac. Așa ceva nu există, iar ele dispar în 5 zile. Din a 6-a zi se simte perfect. Deci, 5 zile, dacă ești nervos, familia trebuie să te înțeleagă, înțelegi și tu situația, taci din gură, îți vezi de treabă, nu-i numai dreptatea ta și mergi mai departe. Dacă are fluturi în stomac, bea o leac de apă, se recomandă apa plată cu lămâie, când îți vine să fumezi, mai bei un pahar cu apă. 5 zile, 5 zile nu e atât. Și dorința de a fuma. Deci, dorința de a fuma este variabilă, perioada între țigarete este variabilă de la om la om. Dacă în momentul când îi vine să fumeze, în loc să fumeze, bea un pahar cu apă, dorința de a fuma îi 3 minute. După astea 3 minute, el nu mai prezintă dorința de a fuma încă 2-3 ori cât e nevoie sau jumătate de oră cât avea el până la următoarea țigară. Deci chestia asta că le frică de sevraj sau sunt doamne care le frică că dacă se lasă de fuma se îngrașă sau mai știu eu ce probleme. Da, exact. Astea sunt în mintea fiecăruia și noi încercăm să le demonstrăm că se înșeală. Și se înșeală. Încercați-mi să-mi vorbiți un pic de efectul economic. Este acesta un argument în a determina pe cineva? Nu. Efectul economic este deosebit de important pentru familia persoanei respective. Pentru că, gândiți-vă, un pachet de țigarete la, vorbim de cele care sunt în comerțul așa, sunt ajunge până 11 lei, până la 15 lei. Dacă persoana fumează între un pachet și trei pachete pe zi, există de trei pachete? Avem pacienți de trei pe zi și el merge zilnic, vă dați seama câți bani se investesc. Dar acești bani, de multe ori, el renunță la mâncare, renunță la a cumpăra ceva în casă sau a cumpăra ceva unui copil și își ia aceste țigări. Din această cauză, noi recomandăm pacienților ca din momentul în care întrerupe fumatul, adică din cea de a 8-a zi, banii respectiv să-i pună într-un loc sigur. Și la sfârșit, și ca urmare, uitați, ni s-a trimis de la institut o pușculiță foarte drăguță, de aici se scot și se recuperează banii. Aici avem fumatul chiar te costă. Este scris și site-ul rețelii de tabacologie și punând banii aici, dar ea este foarte mică pentru câți bani de fapt se recuperează, la sfârșit recomandăm pacienților cu acești bani să își cumpere un obiect pentru el personal ca un premiu, astfel încât să vadă câți bani a câștigat, câți bani a recuperat și cât de fapt consuma de-a lungul vieții fumând. Multe persoane ne-au spus, păi vai de mine, eu am fumat, o mașină am fumat. Păi ai fumat, dar te obliga cineva?
Deci, totul este o dorință, o dorință nestăpânită. Ideea este că fumatul începe absolut spontan și în joacă, după care odată cu formarea receptorilor, la vârsta adolescenților, plecând de la dorința de a fi mai grozav față de ceilalți, de a intra în anumite cercuri unde se fumează, de a fi acceptat de colegi. Dar ulterior, formarea receptorilor nicotinici pe scoarța cerebrală duce la dependență. Și atunci, la un moment dat, când chiar vor să se lase de fumat, la vârste mai mari, când trec spre maturitate, observă că, de fapt, nu mai pot să o facă. Și atunci îi rugăm să se adreseze unui cabinet de specialitate și garantăm 95% renunțarea la fumat. În ultima vreme am văzut și alte mijloace de a încerca să se lase de fumat. Au apărut așa numitele țigarete electronice. Ce sunt cu acestea și cât de eficiente sunt ele? Ce să vă spun? Părerile sunt absolut împărțite. Nu am constatat, la pacienții care au venit și ne-au spus, nu au constatat că s-au lăsat de fumat. Deci, dorința de a se lăsa de fumat prin țigaretă este, de fapt, înlocuirea tutunului cu țigara electronică. Țigara electronică conține nicotină, care pacientul o inhalează. De fapt, ceea ce s-a înlăturat sunt efectele nocive datorate arderii tutunului, ceea ce spuneam ce la început. Gudron acela care dar, în loc de gudron, este un gaz, care o substanță asemănătoare cu acroleina, deci este o substanță care în momentul în care se emană și se inhalează, se pare că efectele cancerigene sunt mai puternice decât cele ale țigării normale. Deci, dar la țigareta electronică? Studii aprofundate de-a lungul timpului nu s-au făcut. Dar așa se presupune, pentru că substanța de bază care se formează este una din cele care determină cancerul digestiv, prin arderea glicemiei. În cadrul acestui program Stop Fumatul, s-au introdus și o serie de impuneri, mă refer mai ales de, atât de Organizația Mondială a Sănătății, dar și chiar de Comisia Europeană, în ceea ce privește investiții în combaterea contrabandei, cât la sută din țigările aflate pe piața unei țări, cum este România, să zicem, sunt țigări de contrabandă, cât intră pe circuitul normal? Asta, nu știu să vă spun, vă dați seama, circuitul normal este cel care este vizat de stat și este foarte bine monitorizat. Circuitul de contrabandă este ceva pe care nu știm despre el. Știm că există, dar nu poate fi contorizat în mod real, dar prin această prezență sa, prin prețul mult mai mic decât al țigărilor celelalte din rețeaua de stat, se constată o creștere a consumului de 15%. Deci, ce înseamnă acest lucru? Păi înseamnă că populația este atrasă de acest consum de tutun de contrabandă, datorită cantităților mari în care se pot obține la un preț relativ redus. Și atunci capătă din ce în ce mai mult avantaj vis-a-vis de celălalt comerț, comerțul legal de tutun. Noi ca medici, v-am spus, noi ca medici vedem efectele per total al consumului de tutun. Dar ceea ce ne îngrijorează faptul că în ultimii 10 ani s-a muncit mult pentru combaterea tutunului, să spunem, consumului de țigarete în țară și acest fapt este subminat efectiv de această infiltrare a contrabandei cu țigarete. Bun, nu este un element de noutate. Ne amintim după 90 vestitele scandaluri, țigareta 1, țigareta 2, de pe anii 90 și, dacă mi-amintesc eu bine, cu repercursiuni până la nivelul politic de sus al României. Au fost, da, foarte multe, dar ce să vă spun, dacă nu era atât de important renunțarea aceasta la fumat,
care de fapt este o boală considerată dependența de nicotină. Și să știți, nu numai pneumologii luptă împotriva fumatului, ci toți medicii, pentru că medicii din toate specialitățile văd repercusiunile fumatului asupra diverselor segmente ale corpului, și dermatologii, și interniști, și cardiologii, și diabetologii. Deci toți, și atunci fiecare încearcă să-i explice pacientului să se lase de fumat. Deci noi nu luptăm împotriva tutunului de contrabandă, favorizând tutunul legal. Noi efectiv recomandăm pacienților să nu mai fumeze deloc, pentru că efectele sunt din ce în ce mai severe. Și cu cât o țigaretă este mai prelucrată și mai fină, cu atât este mai toxică. Din păcate am văzut că există și printre colegii noastre medici care fumează. Da, sunt, dar încet, încet vor înțelege că riscurile există și încerc. Eu cel puțin pe fiecare care îl văd încerc să-i explic cu sau fără intrarea în program, este bine să renunțe la fumat. Ce am mai primit noi? Diverse alte materiale care ajută pacientul să renunțe la fumat, să spunem. Este umbreloc, care îl avem și care conține ștergători de ochelari și are, uitați, scris aici foarte frumos, ochii tăi pot fi mai luminoși, împreună cu site-ul rețelei de tabacologie, unde se poate intra. Uitați, permiteți-mi să vă ofer, dumneavoastră nu fumați, dar aveți ochelari, ca o amintire. De asemenea, sunt oglinzi de poșetă pentru doamne, foarte drăguțe, foarte eficiente și unde tot așa este site-ul unde se poate intra și spune, știi că poți fi și mai frumoasă. Deci tot văzând asta în fiecare zi, poate să gândești. De asemenea, recipiente în care, știți, consumul de lichid de cel puțin 2 litri pe zi trebuie să fie, știi că poți fi mai sănătoasă, deci aici este un recipient absolut perfect, se poate atașa de un rucsăcel, de o gentuță, pentru apă sau lichid de consum. De asemenea, pentru joacă, joaca copiilor și nu numai, știți, discurile. De asemenea, foarte multe broșuri pe care le avem, de educație sanitară, una este făcută de Direcția de Sănătate Publică, deci tot ce vă spun eu este prin Ministerul Sănătății, Direcțiile de Sănătate Publică, Institutul Marius Nasta, Rețeaua de Tabacologie și cabinetul nostru, care, amintesc, este singurul pe județ. De asemenea, învățăm pacienții să lase în urmă omul de fum, plecând mai departe într-o condiție atletică perfectă. Uitați ce frumos, rămâi în urmă fumul și de aici pleci mai bine. Orice renunțare la fumat, oricând se produce, este benefică pentru organism. În timp, organismul revine la normal și este bine să o facem la absolut orice vârstă. De a spune că am 60 de ani de acum, oricum tot aia, nu mai renunț la fumat, este o greșeală deosebită. De asemenea, avem cesulețe deosebite care arată pacientului, uitați foarte frumos, ce boli poți să ai datorită fumatului, boli endocrine și le enumeră, boli sau copii bolnavi sau boli pulmonari și iarăși le enumeră. Pacienții când se liniștesc au timp să vadă lucrurile acestea și gândindu-se la ele, să le discut împreună cu familia. De asemenea, numărul de țigarete fumate pe zi. Dacă într-o zi fumezi 20 de țigarete și renunți la acest fumat, într-o lună de zile nu mai fumezi, ai recuperat 4 zile de viață. Și așa mai departe. Sunt tot felul de jocuri, spunem noi, dar pacientul care nu va mai fuma și se plictisește că n-are ce face cu mâinile sau nu știu ce, uite, stă așa și se joacă. Și jucându-se, vede că, de fapt, i s-a făcut o mare favoare și un beneficiu sănătății sale. Și nu, în ultimul rând, vreau să spun că din cauza aceasta, tot spunând, tot uite, te uiți în oglindă și vezi că poți să fii mai frumoasă, azi o leacă, mâine o leacă, conform exact unui vaccin care tot îi face rapeluri, la un moment dat pacientul poate renunța și singur, felicitându-se pentru efortul de bun. Și eu am cunoscut pe cineva care după 47 de ani de fumat, odată a zis stop. Bun. Și este foarte bine, pentru că nu toți trebuie să apeleze la noi ca specialiști. Există s-o facă o perioadă, singur. Deci în aceste cazuri în care după atâtea ani, mari de ani de fumat, organismul se detoxifiază? Păi asta vă spun. Deci, după, ce să spun,
după 6 luni te simți foarte bine. Imediat după începerea tratamentului, după 2 săptămâni de tratament, revine mirosul, că pacienții ăștia nu prea mai au miros, revine mirosul, îi revine gustul și îi revine un sentiment de eliberare, de liniște, de stăpânire de sine. Ceea ce îi ajută foarte mult, dar pe nou îi îngrijorează, pentru că după 2 săptămâni de tratament, mulți, dacă se simt așa de bine, renunță la mai continua tratamentul până la 2 luni, 3 luni, și atunci se deblochează toți receptorii nicotinici și o luăm de la capăt. De asta noi trebuie să ținem tratamentul 2 luni, 3 luni, pentru că receptorii nicotinici blocați prin medicații sunt tot felul de teorie și de rezolvăm și discutăm cu pacienții, ei se distrug. Astfel încât la 3 luni pacientul nu mai are receptori nicotinici, ne distrăm, spunem câte o spălat pe creier. Nu, serios, ei sunt ca înainte de a se apuca de fumat, dar nu dă imunitate, asta e problema. Vreo 6 luni nu-i trebuie, dar pe urmă dacă îi trebuie și bagă țigara în gură, se formează din nou receptorii și o luăm de la capăt. Ce efecte au aceste campanii în rândul tineretului în școli? Și dacă nu sunteți prea puțini în această campanie pentru a face față, nu aș să zicem ca romană, care e destul de mare. Nu, cum să vă spun, puțini nu suntem, depinde de fiecare pacient sau de fiecare interlocutor care pricepe ceea ce îi spui. Efectul este același a unui vaccin cu repetate rapeluri. La început, și acum, joi avem o emisiune într-un liceu, vreau să vă spun că întâi copiii ne privesc, se distrează, neîncrezători, ei mai vorbesc și ăștia, lăsați până la 50 de ani să ajung eu cât de pe am 15, dar încet, încet, chiar și la sfârșitul unei prelegeri care durează cam 45 de minute, copiii chiar conștientizează și măcar le dăm o temă de gândire. Gândind azi o leacă, mâine o leacă, sfătuindu-se între ei și cu sprijinul familiei care îi sfătuiesc, atunci eu zic că putem câștiga astfel încât tineretul să renunțe, cei care deja au început să fumeze, să renunțe la fumat, iar și cel și mai bine este ca cei care nu au început să fumeze, dar oscilează, să nu o facă. Doamne, vă mulțumesc pentru densitatea de informații aduse în emisiunea noastră. Și să dacă îmi permiteți, că... vreau să mai spun ceva. Este atât de importantă această luptă împotriva fumatului, încât este singura specialitate sau singurul domeniu care în România are 2 zile de celebrare. Pe 31 mai este ziua mondială fără fumat, iar în a treia joi din luna noiembrie, întotdeauna este ziua națională de luptă împotriva fumatului. Deci lucrurile sunt foarte serioase, foarte complexe și chiar ne implicăm, suntem un colectiv care ne implicăm în toată țara, pentru că real, în mod real, este necesară această renunțare la fumat. Stimați respectatori, vă spun o zi bună, rămâneți în continuare pe Român24 și ne revedem cât de curând. Mulțumim și noi, mulțumim frumos!